Salut, sunt Claus. Sau Bushcraft bunul mai nou. Și azi am să vă fac o propunere și vă rog să-mi scrieți dacă sunteți de acord și vreți să vedeți astfel de clipuri. M-am gândit să fac un fel de dicționar de Bushcraft și supraviețuire. Adică o să încep cu litera A la Z și, spre exemplu, la A să vorbim despre apă, despre adăpost, B de la Bushcraft și F de la foc și așa mai departe. În fiecare clip o să discutăm puțin despre fiecare lucru care începe cu litera alfabetului corespunzătoare. Nu o să intrăm prea mult în detalii, să nu vă plictisesc, pentru că am văzut că nu vă plac clipurile lungi. Și atunci, dacă o să vreți mai în detalii, o să-mi scrieți și poate o să facem un clip mai detaliat, ca să spun așa. Deci, cam asta a fost ideea. Sper să vă placă. Sper să fiți alături de mine în continuare și să răspundeți dacă vreți astfel de clipuri și despre ce să vorbim. Cum am spus, o să înceapă un clip cu A de la adăpost, apă, o să detaliem pe parcurs, dar acesta fiind episodul pilot, ca să spun așa, vreau să vă spun că în supraviețuire, în bushcraft, chiar și în camping, toate astea încep de la regula de 3. Adică 3 secunde fără să gândești, 3 minute fără aer, 3 ore fără un adăpost și foc, 3 zile fără apă, 3 săptămâni fără mâncare și 3 luni fără să socializezi cu cineva. Desigur, aceste lucruri sunt aleatorii, nu sunt bătute în cuie, sunt oameni care poate să stea sub apă și peste 10 minute, dar aceia se nasc în apă, trăiesc în apă, noată mai înainte de a ști să meargă. Mă refer la culegătorii aceia de perle. Da? Sunt oameni care pot să stea mai mult de 3 săptămâni fără să mănânce. E la mod acum postul ăla de 40 de zile, doar că într-o situație de supraviețuire consum foarte multă energie, ai foarte mult stres și ai nevoie de hrană. La fel și de apă, toată lumea într-o situație mai deosebită, toată lumea crede că va muri de foame, dar de fapt în 3 zile s-ar putea să moară de sete. La fel, aceste reguli se adaptează la condițiile de mediu. Una e în deșert, una e în Antarctica, să spunem, deși puține șanse să ajung, sau în Alaska. Deși mi-aș dori să ajung pe acolo, dar sunt destul de puține șanse pentru asta. Ideea e că o să prezint lucrurile cam cum stau aici în zona noastră. Pornind de la acest lucru, o să încep să adaptez și o să vă povestesc despre fiecare lucru în parte. Și, cum am spus, sper să fiți alături și să-mi scrieți dacă vă place acest lucru. Apropo, mulți mă întreabă de ce Bushcraft bunul. După cum știți, ați văzut-o pe nepoțica mea, Antonia. Mai am încă 2 nopoței din partea băiatului, Clara și Victor. Acum se apropie ziua lucrurilor, așa că îi transmit la mulți ani pe această cală. Și de acolo vine acest bushcraft bun, adică bunul de la bunicu, cum îmi spune nepoțica, de când era mică, bunul mare. Asta e motivul pentru care bushcraft bun.
Asta de fapt a fost și motivul pentru care am pornit canalul. Să rămână ceva în urma mea. Sper că ați urmărit toate clipurile până acum. Ideea e că dacă ajungeți să urmăriți, să practicați ce v-am arătat, aveți toate șansele de a supraviețui. Apropo de supraviețuire, știți foarte bine, a supraviețui înseamnă a rămâne în viață în urma unei situații deosebite. Nu detaliem, o să vorbim la S, bushcraft la fel, o să vorbim mai multe. Acum ne aflăm în tabăra exploratorilor, organizată de Liga Exploratorilor. Cum spuneam, tabăra exploratorilor. Aici sunt corturile în care, în ziua în care au ei modul de post, pe care îl fac eu, ei dorm la corturi. În spate, dacă se vede, aveam un tipi foarte mare, iar atelierul de adăposturi e undeva sus pe deal. Și acolo facem niște adăposturi foarte interesante cu copiii. Cam asta a fost. Nu uitați un like, un comentariu dacă vă place această idee. Și până data viitoare, cum v-ați obișnuit, pace, iubire și Doamne ajută!